Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi începem un ciclu mai special de emisiuni în cadrul Academiei de Sănătate, care dorește în acest fel să se alăture eforturilor din ultima perioadă ale Ministerului Sănătății, ale doamnei ministru Sorina Pintea, pentru promovarea transplantului de organe și țesuturi și pentru creșterea numărului de donatori într-un moment în care acest număr a ajuns la cote foarte reduse. În ce mă privește, sigur, având în vedere că încerc de fiecare dată să informez publicul despre ultimele noutăți în diverse domenii de patologie, consider că e și o datorie morală ca în domeniul de care m-am ocupat practic de-a lungul întregii carierei medicale să informez corect publicul despre ce se întâmplă în transplant și despre perspectivele pe care le are transplantul românesc de aici înainte. În această primă emisiune o să discutăm cu domnul dr. Radu Zamfir, director executiv al Agenției Naționale de Transplant. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc. Domnul dr. Zamfir este cunoscut publicului din România ca și chirurg de transplant cu numeroase prelevări de organe la activ, una dintre ele sfârșită în condiții dramatice, moment foarte greu peste care a reușit să treacă cu bine. Și iată în prezent în această nouă poziție de mare responsabilitate și de care sperăm că se va achita cu bine. Aș începe prin a spune că, la fel ca orice chirurg, dr. Zamfir e obișnuit să judece în cifre și mai puțin în vorbe. De foarte multe ori, în jurul transplantului s-au țesut multe legende, unele în sfârșit cu conotație pozitivă, altele, din păcate, aducând multe lucruri inexacte în discuție și avansând multe noțiuni și multe fapte care nu așa s-au întâmplat. De aceea, cred că cifrele sunt cele care ar trebui să vorbească mai întâi și, din câte știu, de fapt de aici și pleacă doctorul Zamfir în misiunea pe care și-a asumat-o, considerând că cifrele țin loc de multe, multe, multe cuvinte și pot să explice mai bine decât orice frazeologie, adevărul și obiectivele pe care și le-a propus. Totuși, vă dau cuvântul și v-aș ruga să ne spuneți cam la ce vă gândiți ca acțiuni pe care doriți să le întreprindeți în viitor, așa încât agenția să-și îndeplinească rolul, așa încât situația din transplant considerată de toată lumea nesatisfăcătoare în momentul de față să revină măcar la ceea ce a fost în urmă nu cu foarte mult timp și de aici încolo chiar să progreseze. Domnule profesor, ca să ne menținem aproape de cifre, putem spune că plecăm de la un număr de 65 de donatori pe an, ceea ce este foarte puțin pentru țara noastră. Într-o discuție purtată recent cu niște omologi din Cehia, părerea lor obiectivă era că noi avem un potențial undeva pe la 400 de donatori pe an. Asta este cifra reală la care e posibil în contextul actual legislativ să ajungem. Iar, sigur, e o grijă foarte, foarte mare pentru noi acest lucru, pentru că un număr mic de donatori înseamnă mortalitate pe listele de așteptare și oameni care în așteptarea unui organ ajung inevitabil să moară datorită unor boli terminale. Sigur, pentru început am avut o activitate mai intensă în relația cu Ministerul Sănătății, unde am avut parte de o bună înțelegere, atât din partea Ministerului, cât și în mod particular din partea doamnei ministru, Sorina Pintea, pentru armonizarea plăților persoanelor, coordonatorii intraspitalicești, cât și key donation person, care sunt la nivel de spital unde se realizează prelevările, pentru ca acești oameni să fie corect retribuiți și să efortul lor să fie cuantificat și răsplătit de o manieră cât se poate de obiectivă. Pentru că este un lucru cunoscut că un donator poate apărea în orice zi, în orice moment al zilei, 7 zile din 7.
Bun, acum ați subliniat că colaborarea cu Ministerul Sănătății, de fapt agenția își desfășoară activitatea sub conducerea Ministerului Sănătății și rolul Ministerului Sănătății în toți pașii pe care dorește să-i întreprindă agenția este foarte important. Dumneavoastră ați menționat unul singur și anume faptul că s-au plătit salariile persoanelor responsabile de procesul de donare din spitale. Revenind și încercând să anticipăm niște pași, care sigur sunt mai mulți decât cel privind rolul persoanelor responsabile de procesul de donare, aș începe până vă ruga să vă referiți la rata de consimțământ a populației României față de donarea de organe, pentru că s-a bătut multă monedă pe această noțiune și cumva din nefericire de-a lungul timpului am constatat chiar și personal că e primul lucru pe care întreabă cineva ce să facem să convingem populația ca să doneze mai mult. Ori, toate estimările cifrice revin la obsesia cifrelor arată că această rată a fost întotdeauna destul de ridicată și că s-a menținut relativ constantă, ca atare nu, aici era problema. Dar cum privește agenția în momentul de față rata de consimțământ a populației și ce credeți că s-ar putea face dacă e nevoie să se facă ceva în acest sens? Consimțământul este realizat de persoane instruite, trainate în acest scop, care au fost aceleași atât înainte cât și în momentul de față. Până la urmă, probabil niște campanii susținute în media ar putea aduce o informare corectă asupra gestului de donare și ar putea aduce mai multe persoane puse în ipostaza de a dona, le-ar putea aduce în ipostaza de a spune da. Aveți cifrele de consimțământ din ultimii ani și evoluția lor ca să putem să știm de unde plecăm? Da, este undeva pe la 40%, 40% rata de acceptare a donării, ea menținându-se, scăzând un pic în ultima perioadă, în ultimii 2 ani, dar sensibil, nu... Aici mi-aș permite să vă contrazic, mă rog, putem verifica cifrele, dar eu știu că rata de consimțământ e mai ridicată. Și că e posibil să fi scăzut în ultimul an când cifrele nici nu sunt încă disponibile pentru că ele fac obiectul unui raport anual. În sfârșit, e interesant că atunci când discutăm de rata de consimțământ să discutăm în cunoștință de cauză și având cifrele în față. Dar așa cum spuneam, cel puțin ca opinie personală, populația României a fost întotdeauna favorabilă. Sigur că unele din relatările negative mediatice au avut poate un anumit impact asupra acestei rate de consimțământ, dar nu major. Eu înclin să cred că această rată a rămas foarte ridicată. Și acum a ajuns, sau suficient de ridicată comparativ cu media europeană. Și acum ajungem la pasul următor. Sigur că în momentul în care familia este abordată, așteptăm să avem o rată de consimțământ care să fie în acord cu cifrele pe care le avem și care să crească atunci când în mass media apar relatări favorabile despre transplant și sunt arătate rezultatele transplantului. Până acolo însă, identificarea donatorilor, declararea morții cerebrale, procesul de selectare a acestora și ulterior discuția cu familia constituie niște etape în care sunt implicate aceste două persoane importante în cadrul fiecăruia din marile spitale pe care le știți foarte bine, deci persoana responsabilă de procesul de donare, acea key donation person și coordonatorul de transplant. Aici aș vrea să ne spuneți, deci, pentru că mai întâi populația României nu este familiarizată cu aceste două persoane extrem de importante, știți? De aceea de câte ori întreabă ce să facem ca să populația să doneze organe mai mult, evident și acolo trebuie făcut efortul maxim de a susține ce s-a susținut de-a lungul timpului, că donarea de organe este un act de supremă generozitate și care trebuie încurajat și că nu vom fi niciodată suficient de recunoscători familiilor care acceptă donarea, dar iată că ar trebui să știm că înainte de a fi abordată familia și de a se purta discuția legată de consimțământ, există aceste etape care revin celor două persoane importante de care vorbeam anterior.
E bine, sunt toate marile spitale din România în momentul de față incluse în programul național de transplant? Există în toate marile spitale din România aceste două persoane de care vorbeam și își fac ele activitatea în mod normal? Mai întâi, sigur, ați menționat că nu erau plătite. Iată că acum au primit și remunerația care li se cuvenea. Considerați că aici activitatea aceasta mai poate suferi îmbunătățiri? Sigur că da. La momentul de față avem 39 de unități unde s-a efectuat procesul de acreditare în vederea prelevării de organe, sperând să extindem la cât mai multe unități din țara noastră acest lucru. De asemenea, dacă e să ne inspirăm după modelul spaniol, pentru că ei sunt pentru noi toți un model în materie de donare, o rată de donare în Europa, cred că cea mai mare, ar trebui să batem monedă mai mult pe ideea de cultura donatorului și anume pe realizarea unei comisii, unei comisii de transplant în fiecare spital în care se efectuează prelevările de organe, iar această comisie să includă key donation person, să includă coordonatorul de transplant, să includă medicul curant și eventual un neurolog, neurochirurg, persoane care sunt în cunoștință despre noțiunile de moarte cerebrală și despre donare. Această comisie ar putea să se întrunească undeva, ca să le fie confortabil undeva pe la cu o frecvență de cu o frecvență lunară, iar în urma acestui fapt să fie analizate lucrurile care au dus la acea rată de donare din acel spital, iar dacă există îmbunătățiri posibile, să fie expuse și discutate în această comisie. De asemenea, coordonatorul de transplant și key donation person au un rol în aceeași idee de identificare a donatorilor, au un rol activ în sensul că pot participa la vizita în terapie intensivă a unității spitalicești respective pentru a identifica potențialii donatori și a urmări eventuală lor evoluție. Da, aș mai putea spune iarăși pentru informarea populației că în realitate sunt două cauze majore de moarte cerebrală și anume traumatismul cranian sever, de cele mai multe ori cu distrucție de substanță cerebrală, oricum vizibilă pe tomografia computerizată sau pe examenul de rezonanță magnetică nucleară, și accidentul vascular hemoragic, care realizează cam același lucru, distruge fizic creierul. Deci aceste două categorii de bolnavi aflați în stare gravă, pe aparate și având încă puls, tensiune, deci unele din aceste constante fiind menținute, dar fără creier, deci cu creierul în moarte, ce numim noi moarte cerebrală, sunt cele care ar trebui identificate precoce pentru că aceia vor fi potențial donatori de organe. Aș menționa, interesant, nu ne-am confruntat în România cu situația asta, o categorie care pare în creștere în alte țări, în special în Statele Unite, este cea a consumatorilor de droguri și în special de heroină, care ajung în moarte cerebrală și în urma unor intoxicații acute și la care e vorba de o suferință difuză a creierului, acolo creierul nu este distrus fizic, dar sau nu vizibil pe investigațiile pe care le avem la dispoziție, dar distrucția pe care o suferă, leziunile pe care le suferă sunt irreversibile și acești de ce mai multe tineri devin donatori de organe. E o categorie mai nouă apărută, cum spuneam, cumva în creștere și care creștere e cumva îngrijorătoare la rândul ei, pentru că e greu de acceptat că la o populație tânără acest viciu și acest flagel al societății moderne poate iată să conducă la asemenea situații. Bun, acum 39 de spitale, cu siguranță sunt 42 de spitale județene, cred, deci da, nici măcar toate spitalele județene nu sunt în programul național, ne mai vorbim. Sunt câteva care sunt în afara programului sau care s-au retras pe parcurs. Exact. Și aici ajung din nou la rolul Ministerului Sănătății și la solicitarea de ajutor pe care presupun că dumneavoastră o veți susține și că veți face demersuri în acest sens. În multe țări din lume, Ministerul știe să premieze acele spitale în care există preocupare pentru activitatea de donare de organe, pentru această identificare a donatorilor, pentru diagnosticul morții cerebrale
pentru susținerea coordonatorilor de transplant care vor aporta familia și așa mai departe. Și există spitale în care nu există un astfel de interes. Ministerul Sănătății este singurul care poate să premieze spitalele care susțin activitatea de transplant și o promovează și cumva, mai ales că uneori sunt lucruri care aproape încalcă regulamentul de funcționare a unui mare spital, să știe să sancționeze acele spitale în care nu numai că nu există astfel de preocupări, dar chiar obstrucționează o activitate care de fapt este utilă semenilor noștri și întregului sistem de sănătate. V-ați gândit cumva la un astfel de set de măsuri? Sigur, acest tip de măsuri pot fi realizate cel mai corect cu niște modificări legislative în spate care sau cu niște indicații clare din partea Ministerului Sănătății care să, nu neapărat să oblige, dar care să le motiveze pe acele centre care nu sunt încă în programul de transplant să intre în programul de transplant. De asemenea, legat, revin puțin la tema dinainte, la acea comisie de transplant, lucrurile nu sunt neapărat legate de identificarea donatorilor, dar știm prea bine că odată cu instalarea morții cerebrale, organismul intră într-o vrie, practic, cu modificări ale constantelor, cu practic cu foarte multe lucruri pentru care trebuie intervenit pentru a menține donatorul într-o condiție bună și propice pentru prelevarea organelor. De aceea contează foarte mult și mobilizarea coordonatorului, key donation person, pentru identificarea morții cerebrale până la etapa de prelevare de organe. Pentru că, pe măsura trecerii timpului, acele organe pot deveni inadecvate transplantării. Da. Deci, atât câte etape trebuie parcurse în mod corect înainte de a se ajunge la prelevarea de organe și câte detalii contează în creșterea reală, în creșterea numărului de donatori reali. Pentru că ați vorbit de această cultură a donatorului de organe în marile spitale, cunoașteți un exemplu pe care eu personal aș spune că îl cunosc, dar aș vrea, mai ales că v-ați deplasat de multe ori acolo și ați făcut prelevări, un exemplu de astfel de spital în care cultura donatorului, să putem spune că este deja implementată, că există și că ar putea fi un model și pentru celelalte spitale? Dacă ar fi să mă gândesc la un spital, primul care îmi vine în minte este ori spitalul din Oradea, ori spitalul Floreasca, aș putea spune. Da, categoric. Eu mă gândisem la Oradea, sigur, Floreasca e un mare spital și acolo activitatea e atât de complexă încât la un moment dat cea specifică donorii de organe pare că se pierde printre multiple alte sarcini ale acestui mare spital al Bucureștiului și al României, dar Spitalul Județean Oradea poate fi un model în care cultura donatorului, într-adevăr, este implementată și în care orice salariat al acelui spital cred că știe ceea ce la un donator de organe, iar comisia de care vorbiți... Da, și pornind de la vorba că omul sfințește locul, avem parte de o persoană foarte implicată și anume doamna doctor Carmen Panteș. Da, bun. Deci am insistat pe acest model pentru că e un model pe care, la care au acces toți ceilalți coordonatori de transplant sau key donation person din mai ales spitale ale României și care pot beneficia de experiența acumulată în Spitalul Județean Oradea. Această experiență este reproductibilă, acest model este reproductibil. Și, deci, revenind la cauzele numărului de scăzut de donatori, se vede faptul că nu atitudinea populației e neapărat factorul principal, se vede și din faptul că donatorii provin, dacă ne uităm de-a lungul anilor, în mare parte cam de la acelea spitale, care sunt vreo 5, 6, 7, poate în sfârșit, și în care, într-adevăr, această cultură a donatorului este implementată, în care persoanele responsabile de donare își îndeplinesc datoria, în care conducerea spitalului susține și promovează activitatea de transplant și care, sigur, din care provin donatorii rețelei naționale de transplant. De aceea subliniez încă o dată faptul că spitalelor le revine un mare rol în creșterea numărului de donatori și activitatea unora din aceste spitale, sau mai bine zis lipsa de activitate, explică iarăși în bună măsură scăderea înregistrată în ultimul timp.
cu aceste persoane, sigur că, nu știu dacă deja v-ați întâlnit, v-ați propus să realizați un sistem de întâlniri periodice. Da, avem în plan acest lucru, pentru că numai prin prezentarea expertizei fiecărui om care are ceva de spus în materie de coordonare și împărtășirea acestui lucru către ceilalți, numai așa informația poate circula mai liber și de asemenea situații dificile, situații care trebuie rezolvate numai într-un anumit fel, sunt accesibile tuturor celor care participă la acest gen de întâlniri, și anume întâlnirea coordonatorilor. De asemenea, este păcat că în anumite spitale și numai în anumite spitale sunt donatori, iar în altele nu sunt, pentru că patologia în aceste spitale este uniformă. Practic sunt aceiași pacienți care au acele afecțiuni în același procent. Numai că în anumite părți există donare, în anumite părți nu există. Da, tocmai, și de aceea de-a lungul timpului, de multe ori, cei avizați și cei care lucrează direct în sistem au insistat foarte mult asupra acestor detalii care țin de activitatea de spital și de faptul că aici se pierd donatorii și nu neapărat din cauza unei atitudini negative a populației față de transplant, care, părerea mea, este că nu se va înregistra niciodată în România, cunoscând bine populația României și atitudinea populației față de donarea de organe. Atitudine susținută de altfel și de Biserica Ortodoxă Română, atitudine susținută și de mass media, și care de-a lungul timpului a contribuit foarte mult la creșterea numărului de donatori. Vă aduceți aminte campania aia din 2013 care a dus la o creștere absolut spectaculoasă a numărului de donatori. Revenind însă, v-aș întreba, s-a vorbit foarte mult la un moment dat de o nouă lege a transplantului. Sigur că orice lege e perfectibilă, nu există lege care să nu poată fi îmbunătățită. În același timp, poate că aveți în vedere anumite puncte din lege care considerați că ar trebui modificate sau schimbate. Eu v-aș întreba în mod specific, dar acel consimțământ prezumat despre care s-a vorbit atât, care la un moment dat a riscat și o furtună, să spun așa, o dezbatere absolut furtunoasă în societatea românească și în urma căreia s-a și renunțat la introducerea lui. Între timp l-au introdus majoritatea țărilor europene, sub o formă sau alta. România e printre ultimele, dacă nu chiar ultima, care nu l-a introdus. Deci dacă sunteți de părere că introducerea consimțământului prezumat ar schimba ceva și ar duce la creșterea numărului de donatori, și dacă vă mai gândiți și la alte modificări legislative. Cu siguranță trecerea de la consimțământul informat la consimțământul prezumat ar aduce un plus de donatori, iar poate că la noi societatea nu a fost pregătită, poate că sunt mai mulți factori, dar ca o etapă intermediară, ca un bridging între una și cealaltă, ar fi și anume înscrierea în registrul de donatori în viață. Asta înseamnă că orice om, pe perioada vieții, mergând la un notar, poate declara că este de acord să se preleveze organele lui după ce decedează. Înscrierea în acest registru ar însemna că omul respectiv dă dovadă de înțelegerea a profunzimii actului de donare și altruismului lui, iar sigur, fără doar și poate, ar însemna un plus de donatori, mai ales că avem în jurul nostru țări care, trecând la acest tip de consimțământ prezumat, au avut o creștere semnificativă a numărului de donatori. Sigur, mai sunt detalii legislative care pot fi puse la punct, care pot fi armonizate. Aș putea să dau exemplu unui deținut care a intrat în moartea cerebrală și pentru care legea a împiedicat prelevarea organelor atâta timp cât el era sub jurisdicția Ministerului de Interne. Dar acestea sunt detalii care cu siguranță pot fi puse la punct pentru a face lucrurile să intre în linie dreaptă și pentru noi, ca număr de donatori. Vă mai gândiți și la alte modificări legislative?
Deocamdată legea se află la nivelul Ministerului Sănătății pentru a fi analizată, urmând ulterior să avem o formă finită și care să fie mai bună decât cea care este în momentul de față. Da. Bun. Întrebarea pleacă și de la faptul că a fost avansată ideea unei anumite lipse de transparență în Programul Național de Transplant, în special legată de alocarea organelor. Aici au fost și o serie de discuții. Și spune că sunt două paliere în ce privește alocarea organelor de care trebuie să discutăm, și anume una este alocarea lor la nivel național în un centru sau altul în funcție de loc unde se află donatorul și de niște reguli stabilite și despre care aș vrea să discutăm puțin. Și al doilea, odată ajuns la nivelul centrului respectiv, trebuie stabilit cui va fi transplantat acel organ și aceea este o decizie locală a acelui centru. Prima din aceste etape, în prima din aceste etape, un anumit rol revine, desigur, Agenției Naționale de Transplant. Dar aici aș vrea să clarificăm niște lucruri. În ce constă rolul agenției, în linii mari, care sunt actualele reguli și dacă vă gândiți să schimbați ceva sau dacă împreună cu viitorul Consiliu Științific, cel puțin veți aborda această problemă. La momentul de față, alocarea organelor se face prin anunțarea existenței unui donator la nivelul agenției, prin anunțarea acesteia de către spitalul unde urmează să se efectueze donarea, iar membrii Consiliului Științific, respectiv șefii de program, stabilesc de comun acord alocarea organului respectiv. Criteriile sunt unitare pentru fiecare organ. Nu. Șefii de program, cu permisiunea noastră, au stabilit care sunt regulile și regulile acelea sunt deja scrise, fac obiectul unui ordin de ministru care este un document oficial și care nu poate fi schimbat. Spun asta și pentru că la un moment dat am auzit această idee care, iertată să-mi fie expresia, mi s-a părut aproape lucubrantă, că un singur om hotăra unde se duc organele, iar omul ăla n-avea niciun fel de atribuție. Mai greșit de atâta nici că se poate. Exact, asta mi s-a părut una dintre cele mai mari aberații lansate în jurul transplantului de-a lungul timpului. Și mă întreb și de ce, dar în sfârșit. Revenind, deci, aceste reguli au fost stabilite, iau cazul rinichilor, nu? Rinichii pe teritoriul Transilvaniei mergeau și încă merg la Cluj, pe teritoriul Olteniei, Munteniei, Dobrogei la București, pe teritoriul Moldovei rămâne un rinic la Iași și un rinic la București și așa mai departe. Aceleași reguli sunt stabilite și în cazul ficatului, unde acum există mai multe centre de transplant, în cazul plămânului fiind un singur centru, dar acela neavând totdeauna primitor, există cooperarea cu Eurotransplantul și acolo se hotărăște când se transplantează plămânii la Sfânta Maria, când merg în Europa într-un alt centru de transplant. Deci sunt reguli clare și această alocare, în momentul în care se identifică un donator și familia și-a dat acordul, se declanșează automat un proces ale cărui principii sunt clar stabilite anterior și sunt conforme cu principiile de alocare de la nivel mondial. Da, nu neapărat cu specificul local, pentru că și acolo există, mi-aduc aminte, sistemul din Statele Unite. Atunci când apărea un organ în statul Kansas, zic, prima ofertă era local, către cei de acolo. Dacă cei de acolo, din diverse motive, refuzau, după aia se făcea național și național se făcea în diverse etape și la diverse niveluri, până în cele din urmă se găsea sau nu se găsea un centru care era de acord să preleveze organele respective. Sunt reguli cu mici variații în funcție de specificul locului, dar care funcționează peste tot și care sunt stabilite de membrii comunității de transplant. În cadrul Consiliului Științific al Agenției, sunt înaintate Ministerului Sănătății și odată ce Ministrul Sănătății semnează acel ordin de ministru prin care se acceptă sistemul de alocare a organelor, ele devin obligatorii. În ce privește a doua etapă, și anume cum sunt alocate organele ajunse într-un program de transplant candidaților de pe listă, asta intenționez să facem o discuție în cadrul unei emisiuni viitoare, pentru că e o discuție foarte detaliată, destul de sofisticată, știți la fel de bine ca și mine că e un proces dificil, care nu-i deloc ușor,
trebuie să țină cont cu siguranță de anumite criterii, trebuie să se facă cu maximum de transparență și părerea mea e că în cea mai mare parte așa s-a și făcut, dar trebuie să țină cont în același timp și de faptul că acel organ alocat trebuie să ofere o șansă bolnavului și nu neapărat să bifăm o operație cu puține șanse și care riscă să se soldeze cu un rezultat negativ. Directorii de programe de transplant au și această responsabilitate a rezultatelor. Deci atunci când se alocă un organ, se respectă criteriile, dar în minte trebuie să fie și șansa unui rezultat bun, așa încât programul de transplant să-și îndeplinească misiunea. Un bolnav care nu e în cea mai bună condiție, trebuie întâi reechilibrat și pus pe anumite linie de plutire și poate după aceea transplantat. Pairing-ul contează foarte bine, practic. La pairing-ul da, între... da, spun, v-ați folosit de acest termen englezesc, unii zic matching-ul, deci potrivirea între donatori și primitori e un factor cheie în succesul transplantului în general și în calitatea rezultatelor obținute. Însă, repet, vom aborda cu siguranță acest subiect cu ocazia unei alte emisiuni. Personal, vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes, știu că nu e ușor în... această misiune pe care v-ați asumat-o, mai ales că rămâneți implicați și în activitatea chirurgicală, fără doar și poate, de aceea, dar în condițiile în care e foarte posibil să nu puteți aloca 24 de ore pe zi din 24 agenției, celelalte le alocați tot transplantului în mod direct, deci indirect și agenției, și experiența pe care o aveți, pentru că aici cred eu că coordonarea transplantului până la urmă e o meserie. Am observat evoluția și a colegilor din Occident de-a lungul timpului. Ei au devenit niște profesioniști în timp, au învățat, dar pe măsură ce au învățat, această meserie a devenit din ce în ce mai sofisticată și din ce în ce mai grea și e foarte dificil ca cineva care nu a lucrat în domeniu și nu cunoaște în detaliu lucrurile care țin de domeniul respectiv să poată să îndeplinească cu succes. Am reținut că plecați de la acest număr de 65 de donatori. Vă doresc cât mai curând să reajungem măcar la cifrele din 2013-2014, adică 150. Și atunci când veți preda ștafeta, să predați un sistem de transplant repus acolo unde a trebuit să fie, până la cei 400, iată, de donatori de care spuneați că colegii europeni avizați asupra donării la nivelul continentului nostru consideră că poate fi realist pentru România. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc!